Eu, ca profesor, funcționez de 40 de ani în această școală. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru, nici măcar în perioada comunistă. Situație revoltătoare în sistemul de învățământ din județul Mehedinți, grație guvernării PSD ALDE. Liceul Dr. Victor Gomoiu este în pericol. Semnalul de alarmă l-au tras cadrele didactice, oficialii locali și părinții elevilor. Mai exact, se dorește desființarea cele mai bune clase din acest liceu situat în Vânjumare, iar în maxim 3 ani de zile urmează și desființarea liceului per general ca și personalitate juridică. Profesorii sunt foarte nemulțumiți de această situație și se opun cu toate puterile. Astăzi, până la a se ieși în stradă, a fost doar o scânteie la Vânjumare, oraș ce a dat clipe și prezentului atât pe doctorul Victor Gomoiu, cât și pe actualul lider al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, care pe timpul mandatului său, în fruntea Consiliului Județean Mehedinți, cât și cu guvernul PSD la putere, riscă să intre în istoria neagră a urbei sale de Baști. Am fost informat printr-o adresă de la ISJ că în anul următor nu ni se vor mai acorda decât două clase de a noua și se desfințează profilul matematică-informatică. În situația în care noi, în anii trecuți, ne-am făcut efectivul de elev, iar promovabilitatea la profilul matematică-informatică în ultimii 2 ani a fost peste 90%. Țin să precizez că majoritatea copiilor care vin la liceul nostru sunt din comunele limitrofe, iar situația lor materială este una destul de precară. În situația în care s-ar menține această decizie ca la anul să primim doar două clase, mulți dintre ei nu cred că ar avea posibilitățile financiare ca să urmeze cursurile liceelor din Severin. Iar în această situație sunt supuși abandonului. O problemă națională. La nivel național se ia aceste decizii referitoare la desfințarea claselor. La Vânjumare nu cred că este motivată decizia, pentru că noi în anii trecuți, așa cum v-am spus, ne-am îndeplinit acest obiectiv de formare a claselor. La nivel de unitate școlară, prin adresa pe care ne-a trimis-o doamna, pe care ne-a trimis-o Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, au creat o stare anacronică de hegemonie, atât în rândul părinților, atât în rândul elevilor, cât și în rândul domnilor profesori, necomunicându-se, fără să ni se spună care sunt criteriile. Vreau să vă spun că Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu Vânjumare, din localitatea Vânjumare, are rezultate atât la examenul de bacalaureat, atât la olimpiadele școlare, atât faza județeană, cât și faza națională, cât și la toate concursurile extrașcolare desfășurate de către unitatea noastră. Pe de altă parte, vreau să vă spun că poziționarea liceului face ca elevii să li se ia dreptul fundamental la educație, nedându-le posibilitatea la liberul arbitru să aleagă la ce clasă vrea să vină și, până la urmă, să li se respecte dreptul acesta pe care fiecare dintre ei îl au. Eu pot să vă mai spun că am avut rezultate de-a cursul de-a lungul timpului la olimpiade, cât și la bacalaureat, și toate aceste lucruri chiar nu cântăresc în decizia dumnealor. Nu ne-a consultat nimeni pe tema aceasta, nu ni s-a spus de ce clasa noastră și de ce liceul nostru. Prealabil, la unitatea noastră școlară, ni s-a mai luat o clasă de a noua, de științe ale naturii, inclusiv nu ni se mai aproba nici seralul frecvența redusă. Motiv pentru care nu știm care sunt motivele teminice care au contribuit la această decizie. Liceul din Vânjumare se găsește practic în inima județului. Aici vin copii nu doar de pe raza localității, ci și cel puțin de pe raza a 13 localități arondate. Sunt copii care nu au niște posibilități materiale strălucite, ba dimpotrivă. Iar liceul de aici reușește să le furnizeze totuși necesarul de educație pentru ca ei să poată ulterior să urmeze facultate sau școli post-liceale, pentru că suntem un liceu cu profil teoretic. Nu știm care sunt criteriile și care sunt motivele pentru care din cele 3 clase pe nivel pe care le aveam ni s-a redus o clasă. Tocmai acesta este motivul pentru care am solicitat o audiență la doamna inspector școlar general pentru a ne lămuri care a fost motivul pentru care clasa de matematică informatică a fost redusă la liceul nostru. Ideea este că, reducându-se această clasă, în foarte scurt timp, numărul de elevi de la liceu va scădea atât de mult, încât, conform legii, vom pierde personalitatea juridică a unității școlare și, implicit,
autoritățile locale, respectiv Consiliul Local, va trebui să ia act de faptul că trebuie să desfințeze liceul din Vânjumare. Acest lucru se întâmplă dacă efectivele vor scădea sub 300 de elevi. Lucru posibil în condițiile în care noi vom rămâne doar cu două clase la liceu, respectiv clasa de științele naturii și clasa de filologie. Acest lucru, cred că această măsură s-a luat fără niște consultări prealabile și cu autoritățile locale. Și mă refer aici nu doar la primăria din Vânjumare, mă refer și la primarul de la Vânjuleț, mă refer la primarul de la Rogova, de la Pătulele, de la Bălăcița, localitățile care sunt principalii noștri furnizori de resursă umană. Acești primari au grijă de copiii din comunitățile lor, punându-le la dispoziție mijloace de transport în condiții foarte avantajoase, conștienți fiind că acești copii nu au posibilități materiale să urmeze liceul în Drobeta Turnu Severin. Eu cred că ar fi fost util ca inspectoratul școlar să aibă niște discuții prealabile și cu acești primari și de asemenea să aibă niște discuții și cu reprezentanții Consiliului Județean și ai prefecturii, cu atât mai mult cu cât, uite, întâmplător sau nu, președintele Consiliului Județean este chiar absolvent al acestui liceu. Eu cred că domnul președinte nu va fi foarte încântat să constate peste câțiva ani că liceul în care domnia sa a învățat va fi desființat din cauza unei decizii luate acum, zic eu, în pripă, și anume desființarea acestei clase de matematică informată. Totdeauna liceul de la Vânjumare a avut trei clase între a 9 până minim trei clase între a 9 până între a 12-a sau maxim chiar 6. A fost ani în care au fost și 6 clase de a 12-a terminale. Deci nu este posibil ca un liceu de tradiție, un liceu teoretic, pentru că eu spuneam, lucrez de alții ani în școala asta, îi știu toată istoria. Mă confund și eu cu istoria acestui liceu. Deci vreau să vă spun că este un dezastru ca să tai atâtea clase, pentru că o școală e azi o clasă, mâine alta și tot așa, până când numărul de elevi scade sub 300 și liceul își pierde personalitatea juridică. Asta înseamnă comasare, desfințare de locuri de muncă, atât la personal didactic, nedidactic și administrativ și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri au repercusiuni grave asupra procesului de învățământ. Ca să nu vorbesc că toate școlile din zona limitrofe, care de Vânjumare, mă refer la Rogova, Vânjuleț, Pătule, Jiana, Corlățel, Vlădaia, Bălăcița sunt în aer. De ce spun? Pentru că noi avem o statistică a elevilor care îi avem în acest an în clasa 8-a și sunt în jur de 280 de elevi. Păi dacă noi avem două clase la toamnă, sunt 56-60 de locuri. Restul 200 unde se duc? Ăștia sunt copii abandonați școlar. Noi în loc să ajutăm copiii ca să nu abandoneze școala, să-i aducem spre școală, noi îi îndepărtăm. Pentru că ei nu vor merge forțat în Severin. Pe de altă parte, vreau să-i aduc aminte doamnei Pindea altceva. Dacă dumneavoastră respectă o decizie a unui consiliu profesoral, o decizie a unui consiliu de administrație și o decizie a unui consiliu local. Pentru că eu sunt și consilier local, noi, în decembrie, anul trecut, în 2017, am aprobat proiectul planului de școlarizare, rețeaua școlară, atât pentru liceul Dr. Victor Gomeu, cât și pentru școala generală. Noi am aprobat proiectul planului de școlarizare exact cu trei clase între a 9-a, cu trei între a 10-a, trei între a 11-a și patru între a 12-a, cum au venit în lichidare, că spuneam că au avut patru până acum 2 ani. Deci, cum poți să treci peste aceste decizii ale Consiliului Local în primul rând? Comunitatea nu are niciun cuvânt de spus. Eu așa pun problema. Atunci, la ce mai vorbim de comunitatea locală dacă doamna Pintea și toți cei care sunt în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar trec peste aceste puncte de vedere, decizii foarte importante într-o comunitate. Eu cred că ar trebui și consultați și toți primarii din zonă să spună punctele de vedere, pentru că elevii care vin de la Vânjumare sunt elevi fără posibilități. Primarii au o mare contribuție, îi ajută să vină la școală, pun microbuze la scară, vin dimineața la 8 fără 20, pleacă la ora 14 fără 10, 14. În 10 minute, fiind distanțele mici de 50 km, ajung la școală imediat, acasă imediat. Liberalii sunt în total acord cu profesorii și părinții elevilor, dezaprobând măsura luată de Guvernul României și de Ministerul Educației. De la început am spus că este o decizie proastă, cunoscând fiind faptul că acest liceu are un colectiv de profesori foarte
bine pregătiți, profesional, și ținem cont că sunt destui copii din zonă, de la comisiile limitrofe, care învață în acest liceu și nu cred că este o decizie bună. O decizie proastă prin a anula o clasă, practic să renunțe la o clasă de mate info la liceul Vânju Mare, care de altfel, din informațiile pe care le dețin și după ce am stat de vorbă cu distinși profesori de la acest liceu, au o rată de promovare de aproape 99% pe aceste clase de mate info. Rata de promovare mă refer la bacalaureat.